ceea ce privește sugestia dumneavoastră să avem în vedere un mecanism de evaluare a performanței, am discutat chiar în ședința informală, premierul ne invită cu regularitate sâmbătă la ședințe informale, unde discutăm aspecte, dacă vreți, mai largi decât portofoliul unui minister sau al altuia, cum a fost cazul acum 2 săptămâni a unei discuții legate prima versiune de lucru a ceea ce se numește reforma funcției publice pe care o inițiază Ministerul Dezvoltării Regionale și ne-a consultat, ne-a prezentat vicepremierul câteva teze generale vis-a-vis de acest lucru și aceasta era una dintre ele, în sensul în care s-a format un grup de lucru care se inspiră cumva și din maniera în care Comisia Europeană face angajări în sistem, respectiv evaluări, atât sub aspectul, dacă vreți, abilităților de lucru în sistemul public, cât și sub aspectul pregătirii tehnice de specialitatea în care respectivul lucrează. Și mă aștept să vedeți niște semnale, așa cum știu pe vicepremierul Dâncu, în foarte scurtă vreme, evaluarea fiind cumva legată și de demersul acesta pe care poate l-ați observat în legătură cu salarizarea în spațiu public, pentru că lucrurile sunt cumva legate, performanță înseamnă și o posibilitate să te apreciezi, să te recompensezi, respectiv să te penalizezi dacă este cazul.